Știm foarte clar de la toți analiștii economici că această inflație prea mare pe care o avem poate fi temperată doar dacă producem mai mult curent electric, pentru că România, adevărul este că consumă mai mult decât produce, iar ce importă e la preț dublu față de ceea ce producem. Trebuie să ne oprim puțin dacă ați menționat despre inflație. Nu e și o componentă monetară a inflației dată de BNR și de tipărirea banilor? Asta ca să fie pe înțelesul tuturor celor de acasă. În BNR tipărește bani și sunt mai mulți bani în... Practic, valoarea banilor deja existenți în piață se devalorizează, nu? O fi, nu spun nu. De fapt, inflația are mai multe componente, evident. Dar principala componentă vine dinspre scumpirea energiei. Da. E clar, a spus-o toată lumea, a spus-o chiar și BNR-ul.